Salut! Bine ai venit pe canalul meu de YouTube, Rulota cu povești! Astăzi am pregătit pentru voi o poveste foarte, foarte frumoasă, care se numește Biblioteca Ursului. Este scrisă de Poppy Bishop și ilustrată de Alison Edson. Cartea a apărut la editura Cartema, reeditare în anul 2020. Haideți să vedem despre ce este vorba în povestea Biblioteca Ursului. Au fost odată patru prieteni care iubeau cărțile. O vulpe, un iepuraș, un arici și un șuricel. În fiecare seară, înainte de culcare, obișnuiau să citească aceeași carte ponosită. Coperta ei era roasă, iar paginile erau lipicioase. Însă lor, nici că le păsa de asta. O aveau încă de pe vremea când erau foarte mici. N-ar fi drăguț, spuse șoarecele într-o zi la micul dejun, să citim o carte nouă? O carte nouă, strigă vulpa, dar de unde să luăm așa ceva? Poate că ar trebui scoasă din pământ precum cartofii, spuse plin de speranță ariciul. Știu eu, strigă iepurele, cărțile pică din cer ca stelele căzătoare. Haideți să pornim într-o vânătoare de cărți și să aflăm, spuse șoarecele. Așa că și-au pregătit sandvișuri cu gem și au pornit la drum prin pădure. Asta e o prostie, bombăni vulpoiul după vreme. Cărțile nu se găsesc pur și simplu. Atunci, ce este aceea? Întreba ariciul, arătând cu degetul către ceva roșu, ce se zărea sub o tufă. Avea pagini groase, un titlu mare, negru și mirosea exact ca... O carte! Strigă entuziasmat șoarecele. Este o carte! Și ce poveste fantastică se ascundea între coperțile ei. Pe iepure l-a vrăjit dragonul care scotea foc pe gură, iar pe arici finalul ei fericit. A fost o poveste magică, suspină ariciul. E noua mea poveste preferată, declară vulpoiul. Dar șoarecele observă ceva scris în interiorul ei. Această carte îi aparține lui urs. Stejarul răsucit, aleea spinilor în partea cealaltă a pădurii. Țineți-vă lăbuțele acasă! Dumnezeule, spuse ariciul, ar trebui să dăm cartea înapoi imediat. Nu putem să o mai ținem încă puțin? Întrebă iepurele. Dar, în adâncul sufletului, cei patru prieteni știau că nu puteau face acest lucru. Drumul până la casa ursului a fost lung și obositor. Când au ajuns acolo, n-a răspuns nimeni la ciocănitul iepurelui în ușă, iar cartea n-a vrut nici cum să încapă în cutia poștală. Și acum ce vom face? Pufăi vulpoiul. Uitați, o fereastră deschisă, chităi șoarecele. Prietenii au ridicat cartea grea și au împins-o pe fereastră. Dar șoarecele a uitat să-i dea drumul și a căzut înăuntru cu care cu tot. Bof, bof, bof! Au, strigă șoarecele, aterizând pe un teanc uriaș de... Cărți! Erau peste tot! Cărți subțiri, cărți groase, cărți distractive, cărți triste, lumi nou-nouțe pe care să le țină în mâini. Priviți! Strigă bucuros șoarecele când le deschise ușa. Wow! Spuse uimit iepurele. Atâtea aventuri și finaluri fericite! Chiuie ariciul. Să trecem imediat la citit! Îi îndemnă vulpoiul. După ce au citit câteva povești minunate, prietenii au auzit un bum. Ce e asta? Șopti vulpoiul. Se apropia din ce în ce mai mult. Bum, bum. Și se auzea din ce în ce mai tare. Bum, bum, bum. Vine cineva. Tresări speriat iepurele. Vai de mine, am fost foarte neasămpărat, strigă ariciul. Aceasta nu e casa noastră, iar acestea nu sunt cărțile noastre. Repede, murmură șoarecele. Ascundeți-vă. Ursul intră cu pași greoi în cameră, se așeză oftând pe scaun și se întinse după o carte. Cine a lăsat urme lipicioase de lăbuțe pe această copertă? Bombăni el. Iar în carte, un sandwich cu gem întreg, tună el. Cine mi-a citit cărțile? Noi, se auziră patru voci tremurânde. Puși la malelor, zbieră ursul, smucind perdeaua, draperia. Cum îndrăzniți să vă atingeți de cărțile mele? Ne pare atât de rău, chiței șoarece. Am găsit această carte în pădure și... E cartea mea, țipă ursul. E cartea mea preferată. E și preferata noastră, spuse iepurele.
Îmi place cum se termină în găimariciul. Iubesc finalurile fericite. Da, bombăni ursul. Și mie îmi plac finalurile fericite. Cei patru prieteni s-au îndreptat spre ușă. Ne pare atât de rău, zise șoarecele. Vezi tu, noi avem o singură carte acasă. Așteptați, se încruntă ursul. O singură carte? A stat puțin pe gânduri, după care a scos din bibliotecă o carte de povești. Dacă vă spălați pe lăbuțele lipicioase, vă dau voie să rămâneți să citim împreună această carte. Entuziasmați, ursul și prietenii s-au îngrămădit într-un fotoliu și au citit împreună o poveste. S-au distrat atât de bine încât au citit una și încă una până când s-a făcut ora de plecat acasă. Mai putem veni? Întrebă iepurele. Da, spuse ursul, apoi zâmbi. Mi-ar plăcea foarte mult. Iar prietenii s-au întors chiar în ziua următoare. I-au citit ursului până și cartea lor ponosită. Și așa a venit acestuia o idee foarte bună. A deschis biblioteca ursului. A făcut și un regulament fără sandvișuri cu gem și fără lăbuțe lipicioase. Pentru că e grozav să citești de unul singur, dar e și mai bine să împarți această experiență cu ceilalți. Sfârșit! Aceasta a fost frumoasa poveste Biblioteca Ursului. Pornind de la această poveste, puteți discuta cu copiii despre cărțile lor preferate, despre reguli, despre prietenie și vă invit să îi și duceți într-o vizită la bibliotecă, acolo unde vor găsi cele mai frumoase povești. Dacă v-a plăcut ceea ce ați aflat astăzi pe canalul meu de YouTube, nu uitați să dați un like aici jos și să vă abonați. Cât de curând am să revin cu o nouă poveste.